omului respectiv fie ceva mai deosebit, mai memorabil, mai trezit, mai ceva legat de munca ta, care să te facă să, atunci când se duce acasă, te zice, doamna aceea care făcea chestia interesantă, o să țin minte, mi-am notez acolo, îmi pun scriptă, spatele cărții de vizită și data viitoare știu. Mulți au început să-și facă cărți de vizită cu poza lor, pentru că au memorie vizuală și în momentul în care se duc acasă și se uită, e domnul X, l-am ținut minte, știu ce am vorbit, știu cum putem să ne conectăm ulterior. Altfel, de multe ori, dacă reveniți asupra cărților de vizită peste o lună, două, trei, numele, funcția, mă spune absolut nimic. E bine să faceți acest exercițiu. Gândiți-vă, cum ați putea să vă prezentați în 10 cuvinte, altfel decât o faceți acum? Ce cuvinte ați putea să introduceți în acea prezentare bună, eu sunt, și fac asta pentru clienții mei, altfel decât o faceți acum? Astfel încât să fiți memorabili. E bine să, poate să mă notați aceste 10 cuvinte, pentru că o să le exersați cu mine. Acum, vorbim suntem încă în etapa de pregătire, da? Încă nu am ajuns la nimeni de nevăim. Dar acum trebuie să vă spun, am observat. Deci, evident, știm cu toții că strângerea de mână, primul contact, prima impresie, primele cuvinte sunt foarte importante în a stabili, în demararea unei relații. Numai că, în practica mea personală, apropo de această strângere de mână, de mână care e foarte importantă, am observat diverse comportamente. De exemplu, dar am nevoie de un volunt al o persoană care poate mine, nu știu, deci, am observat persoane, chiar bărbați. Ai momentul care spun, bună, stau așa, simțim așa pe trei degete, așa ezitant. De parcă nu prea vreau să fac lucruri cu tine, sunt puțin. Nu vedem determinare. Alte persoane spun, bună, nu știu. Adică, nu mă interesează, deci nu e important pentru mine. Okay? O strângere de intru de bună. Deci, cred că o degete trebuie să fie unite. Deci, pentru că prima impresie contează. E așa de plăcut să dai mâna cu cineva care îți dă o mână flască sau îți dă o mână, sau nu e atent în momentul în care îți dă mâna sau pur și simplu nu îți mai spune niciun mesaj. O mână întinsă și strânsă sănătos spune multe, mult mai multe de multe ori decât alte cuvinte.